Avem nevoie de vindecare, avem nevoie de eliberare, avem nevoie să-ți vedem mâna ta la lucru, de aceea răspunde, Doamne. Mai înainte de toate voi înălța paharul izbăvirii și voi spune-ți mulțumesc, Doamne, pentru Iisus Hristos, Fiul Tău. Îți mulțumesc pentru jertfa Sa, îți mulțumesc pentru sângele vărsat la Golgota, îți mulțumesc că sunt răscumpărat, îți mulțumesc că în această seară, glorie Ție, suntem aici, cei mântuiți, cei izbăviți și din cortul acesta al neprihănirii se înalță strigăte de laudă și cei neprihăniți, Doamne, Dumnezeul meu, se apropie de Tine cu nădejde. Glorie Ție, glorie Ție, glorie Ție, glorie Ție, glorie Ție, binecuvântează, revarsă-Ți îndurarea în această seară, revarsă-Ți mila Ta peste noi, glorie numelui Tău. Tată, mulți am obosit. Mulți nu mai găsim motivația ca să ne ridicăm. O viață atât de ciudată. Parcă suntem prizonieri în propria noastră viață. Ne-au obosit lucrurile pe care le facem. Ne simțim, Doamne Dumnezeu meu, ca niște prinși. Uneori de dimineață până seara nu vedem decât trudă și alergare. Dar am înțeles astăzi că nimic nu-i întâmplător. Tu ești Dumnezeu care binecuvântezi ogorul în care ne aflăm. Tu ești Dumnezeu care m-ai așezat unde m-ai așezat cu un scop. Și n-am să mai spun o întâmplare. Și n-am să mă mai lupt cu țara aceasta, ci am să mă lupt, Doamne, să-ți rămân credincios în pătrățica în care m-ai ajutat să fiu.